vreau să vă citesc una dintre cele mai emoționante scrisori, care a fost scrisă de o fetiță de doar 3 ani. Dragă moșule, eu mă numesc Ana, am 3 ani și sunt cea mai mică din căsuță. Mai am o surioară mai mare care are grijă de mine și mă ajută să fac multe lucruri frumoase. Eu îmi doresc o păpușică mare și o pereche de ghetuțe și dacă tu, moșule, știi să faci minuni, să-mi aduci pentru o clipă pe mama mea. Îți mulțumesc, Ana. Tineretul Național Liberal Giurgiu a organizat ieri seară, începând cu ora 19 în sala mare a Teatrului Tudor Vianu, un spectacol caritabil intitulat Scrisori către Moș Crăciun, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea peste 260 de copii din casele protejate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. În cadrul acestui spectacol au urcat pe scenă talente giurgiuvene, artiști ai Casei de Cultură Ion Vina și ai Centrului de Conservare. Sunt sigur că împreună vom aduce peste 260 de zâmbete acestor copii de sărbători. Unul dintre cele mai tensionate momente a fost licitația peste 20 de tricouri ale fotbaliștilor de top, semnate de către aceștia. Jucători care și-au donat tricoul sunt Florin Costa, Mihai Costa, Raul Rusescu, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Ovidiu Herea, Costin Lazar și Cristian Săpunaru. Cât vreme vom minge asta? 100 de lei. Cine dă 100 de lei la asta, vom minge, mă? 100 de lei să bată lumea. Cine dă 500 de lei? Că e vrudoleanța lui. David Nicu, domn primar, domn președinte. Cine dă 700 de lei, mă? Care ești cu domn președinte Gavrilă, ca de obicei, cel mai tare? Cine oferă 800 de lei? Eu. Bine, și cui dai mingea? Domnul Beianu. Mă șoc cu toți prietenii mei. Bine, atunci hai să vedem cine oferă 1000 de lei pentru mingea asta pentru copil. Domn președinte Beianu. Păi, doamne, se pare că am mai ridicat cineva mână, nu te lași. Cine oferă 1200 de lei pentru această minge? Domn președinte Beianu, domnul David Nicu. Wow. Spune, te iubesc. Balotaj. Te iubesc! Hai, dă 1500 acum dacă... Nu. 1500! 1500! Hoi, băi, tu ești mai chertare, mă. Ia mai bagă ceva. Vă iubesc cu mult de tot. Cu mult de tot. Cu mult de tot, 2000 de lei pentru această minge. Pentru acest lucru. Domnul președinte Beianu, mulțumim frumos! Se ajută ca această minge la licitație domnului Beianu, care îi mulțumesc în nume propriu. Spectacolul caritabil s-a încheiat cu recitalul celor de la Duo Voice. Noi ne-am simțit foarte bine, ne-am simțit bine pentru că putem să ajutăm acei copii care au nevoie de noi și putem să le dăm, să le punem un zâmbet pe buze, putem să le dăm o speranță, putem să facem să fie bucuroși în aceste zile de sărbătoare. A fost foarte, foarte frumos și mi-aș dori să mai fie evenimente din astea. Vrem să le dorim toate cele bune, vrem să le dorim sărbători fericite, să fie bucuroși, să zâmbească, să fie mai buni în aceste zile de sărbătoare, pentru că așa, acesta este cel mai important lucru. Și eu le doresc un Crăciun fericit și să stea alături de familiile lor, pentru că sunt foarte importante. A fost o seară cu o încărcătură emoțională deosebită.
și nu putem să le, decât să le mulțumim tinerelor vlăstare liberale din Giurgiu. M-a impresionat extraordinar modul în care s-au implicat total în această acțiune. Le mulțumesc și seniorilor liberali care au ajutat. Mesajul a ajuns acolo unde a trebuit. Nu mă așteptam. Știam, auzisem de abilitățile artistice, nu știu, ale colegilor noștri de la Giurgiu. Niciodată nu m-am gândit că pot să demonstreze, că pot să fie unul. Și vreau să vă spun un lucru de care, sincer, sunt foarte mândru. Și chiar sunt foarte mândru că sunt membru al Partidului Național Liberal. Pentru că politica, până la urmă, o facem pentru oameni. Și mă bucur că văd la colegii mei o lecție pe care poate ar trebui să o ia cu toți politicienii. O seară extraordinară pe care a oferit-o copiilor din căsuțele protejate. Cred că e o seară magică, e o seară care ne dovedește că Moș Crăciun există atunci când spiritul de solidaritate există și tinerii, și vedeți aici pe toți colegii mei de la Tineretul Național Liberal, au demonstrat astă seară că Giurgiu este un oraș al solidarității, un oraș al prieteniei, un oraș al frumosului, un oraș al talentelor. A fost peste așteptări, a fost un vis. Mi s-a părut extrem de sugestiv faptul că pe lângă prezența adulților, care chiar dacă demonstrează mai rar decât ar trebui atașamentul față de acești copii, o fac. Comunitatea giurgiuveană are mulți oameni cu bun simț. Dar mi s-a părut extrem de emoționant faptul că alți copii, alți tineri, au uitat de alte pasiuni tipice vârstei, de calculator, de fotbal, au muncit și au venit aici să-i ajute pe cei care au vremelnic, probabil, o copilărie nefericită. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.